Hello, fetele! După cum vedeți din titlu, astăzi o să fac un unboxing de pe AliExpress. Chiar acum vin de la poștă și nu mi-au venit decât 4 colete. Sunt foarte dezamăgită că mi-au venit decât 4. Trebuiau să vină cel puțin 6. Dar o să mai fac un video separat cu restul care o să mai vină. O să tot fac unboxing-uri de pe AliExpress, așa că obișnuiți-vă. Bun. Le-am deschis. Le-am tăiat cu foarfeca ca să nu mai stau în video și decât să le scot. Bun, haideți să vedem ce e aici. Am aici o cremă pentru puncte negre cu extract de mango. Am văzut pe AliExpress că are un rating foarte, foarte mare acest produs. Și magazinul care se ocupă cu astfel de produse are un rating foarte, foarte mare, 4,8 sau 4,9, și am zis să încerc și eu. Au pus clienții poze cu după ce și-au scos masca și chiar le scotea punctele negre. Și mi s-a părut foarte interesant și sper să funcționeze. Așa, și acesta este cremă pentru vergeturi. Mi-am comandat-o pentru că eu am probleme cu vergeturile încă de când eram mică și nu mai scap de ele. Am încercat tot felul de creme și nu au funcționat, așa că mi-am luat-o pe aceasta în speranța că o să dea rezultate. Am văzut-o la fel, care are un rating bun și clientele au postat poze înainte și după 2 săptămâni sau ceva gen, și chiar mai reduce din vergeturi. Nu le elimină de tot, dar le reduce. Bun. Și am mai primit această mostră de la ei. Nu știu exact despre ce este vorba, pentru că nu prea știu foarte bine engleză și nu scrie în română, bineînțeles. O să-l pun pe Oli să traducă. Bun, haideți să începem cu următorul. Bun, aceasta este țipla la... Ăsta, care este un cutter, este un cutter pentru detalii. Vedeți, din acesta foarte subțire, pentru o tăiere mai precisă. O să am nevoie pentru chestiuțele pentru nuntă. O să am nevoie de el. Și am aici și rezervele pentru el. Nu știu exact despre câte rezerve este vorba, dar da, nu-l pot deschide. Probabil că sunt 3. Bun, am mai luat 2 pixuri pilot din acelea care scriu, șterg și rescriu. Bun. Mi-am luat pe albastru și unul pe negru și mi-am luat multe seturi de rezerve pentru acestea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 pe set. 20 de rezerve în total. Rezervele mi le-am luat albastre. Sper să... Dar, stați. Chiar sunt curioasă de ceva, pentru că cred că mi-am luat rezervele greșite și cred că altele trebuiau să-mi vină. Da, trebuia să-mi vină alte rezerve. A, ba nu. Ba nu, ba nu, ba nu. Din astea. Da, deci chiar din astea. Oricum, mai mi-am comandat niște rezerve. Deci sunt bune astea. Chiar sunt bune astea. Am crezut că este pentru... că sunt pentru pixuri normale. Este. Of, doamne. Foarte tare. Oricum, în România sunt foarte scumpe și rezervele pentru ele sunt tot la fel exagerat de scumpe, așa că le-am găsit la un preț ok. Nu mai știu exact cât am dat. Mi se pare că am dat 3 lei sau 4 lei pe pilot și pe 10 rezerve 6 lei sau
12 lei, nu mai știu exact. Bun, și pe cator, nu mai știu exact cât am dat, 2 sau 3 lei, habar nu am. Dacă vreți, o să îmi spuneți ce vă interesează și vă las link-uri și prețuri la produsul respectiv sau produsele respective. Bun, haideți că am lungit-o mult. Aici mai am cerceluși. Aceștia am luat pentru cununia civilă sau pentru nuntă. Stați că să focalizăm. Nu vrea. Nu vrea. Bun, i-am luat pentru cununia civilă sau pentru nuntă. Mi-au plăcut, sunt foarte deosebiți și am vrut genul ăsta de cercei măricei. Sunt cea mai încântată de aia. Bun, și mai am aici... Îmi scot ochii. Mai am aici... iarbă decorativă, plante de verzi decorative, am răgușit, pentru buchete de flori sau aranjamente, orice fel de aranjamente florale. Eu s-ar putea să le folosesc pentru niște buchețele, și anume cele ale domnișoarei de onoare. Dacă aleg să le fac eu. Bun, și cam asta a fost tot. Este un video mai scurt față de ce v-am obișnuit până acum. Sper că v-a plăcut. Vă rog frumos să-mi spuneți dacă vreți să vă fac review-uri, un video special cu review-uri pentru aceste două produse. O să le folosesc, cel puțin asta, o să folosesc o săptămână, două și... Numai după o săptămână sau două aș putea să vă spun exact ce și cum. Bun, cam asta a fost. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă rog frumos să-mi dați un like, un subscribe dacă v-a plăcut și ne revedem într-un nou clip. Bye, bye!